Prezenta ședință a fost convocată prin dispoziția numărul 254 din 10 decembrie 2019 a primarului Comunei Mărturie, cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Mărturie de Subacă, ordinată de 29 noiembrie 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărturie de Subacă pentru anul 2019. Inițiator, domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Inițiator, domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip 4 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 a Comunei Mărginea și de Zbacă. Inițiator, domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a dreptului de uz servitute în favoarea SC de gaz Grighe sau asupra terenului suprafață de 2,88 metri pătrați în vederea amplasării a 2 stâlpi de medie tensiune, în vederea executării lucrării extindere rețea de distribuție publică și primar public pe străzile Scoicinei, Iasomiei și Bujorului, sat Mărgine, Comuna Mărgine, județul Bacău, lucrări pe tarif de racordare. Inițiator, domnul primar. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC de gaz Gridie sa asupra terenurilor în suprafață de 1,44 metri pătrați, 30,12 metri pătrați și 54 de metri pătrați, în vederea executării lucrării, extindere rețea de distribuție publică și iluminat public pe străzile Scoicinei, Iasomiei și Bujorului, în sat Mărgine, Comuna Mărgine, județul Bacău, lucrări pe contract de comodat. Inițiator, domnul primar. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC de gaz Gridie sa asupra terenurilor în suprafață de 4 m² și 90 de metri pătrați, în vederea executării lucrării reamplasare LEA 20 kW Ghereiești București, deviația Podiș, zona stâlpului 72, sat Podiș, Comuna Mărgine, județul Bacău. Și diverse. Sunteți de acord cu proiectele de hotărâre enumerate? Toată lumea? Deci toată lumea de acord. Văd pe cineva în sală, dacă doamna are o problemă, da. Care... Nu, doamna nu are o problemă. Doamna este doamna Iacob, este președinta organizației USR Mărgine, care dorește să participe la ședință. A, să participe. Da. Frumos. Mulțumim. Bine. Atunci să începem cu primul proiect de hotărâre, dacă... Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28 noiembrie 2019. Da. Nu știu, l-ați lecturat, el a fost afișat, dacă aveți probleme ceva, în sensul de modificări, adăugiri. Dacă nu, toată lumea de acord, cineva împotrivă? Împotrivă este un lucru? Nu, de acord. Mulțumesc. A spus de acord. Da. Toată lumea de acord. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărginei pentru anul 2019, având în vedere raportul compartimentului de specialitate și văzând adresa numărul 2488 de 6 decembrie 2019, trimisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, a fost suplimentat bugetul instituției noastre cu suma de 59.000 lei la indicatorul de venituri 040204. Sumele alocate din cote defalcate și la indicatorul 040201 se rectifică bugetul până la nivelul realizărilor din trezorerie în sumă de 209.000 lei. De asemenea, a fost alocată suma de 21.000 lei prin ordonanța de urgență 71/2019 de la Administrația Finanțelor Publice Bacău pentru copiii cu CES, copiii cu dezabilități. Iar pentru cadourile de Crăciun, s-au primit contracte de sponsorizare în sumă de 12.000 de lei și sunt trecuți la indicatorul 370201, donații și sponsorizări. În ceea ce privește repartizarea la cheltuieli, s-a repartizat suma de 159.000 lei la cheltuieli materiale de drumuri, astea reprezentând, v-am spus, lucrările de dezăpezire, lucrări de reprofilare a drumurilor, pentru că e necesar îndreptarea lor cu grederul, mai ales drumurile balastate vor trebui... Așa. Apoi, cheltuielile pentru copiii cu CES, v-am spus, primim fonduri pentru copiii care au ușoare dezabilități și care sunt în sistemul public de învățământ, suma de 21.000 lei. Cheltuieli materiale la salubritate, 25.000 de lei pentru plata facturilor de la salubritate, depozitare și colectare și transport.
Cheltuieli materiale, administrație, 100.000 de lei. Reprezentăm facturi, gaz, telefoane, lumină, iluminat public și suma de 12.000 lei pentru cadourile de Crăciun, v-am spus, sponsorizările care s-au primit. Cu dezbatere, cineva se înscrie la cuvânt? Vreau să fac întrebarea, aveți garanția cheltuielilor, cum ați repartizat la sfârșit de an, așa? Să... Doamna contabilă, întrebați pe lumea ei. Da, cu siguranță, astea sunt, practic, acum plățile se fac la noi până vineri, după ce am înțeles plățile în trezorerie, și sunt, practic, ultimii bani ca să se plătească toate facturile aferente anului acesta, pentru că nu mai putem face cheltuieli decât după aprobarea bugetului ulterior. Ulterior, de asta, dar ar fi păcat să nu... Da, de... Noi n-am avut probleme până acum, nici nu am spus cheltuieli. Și o altă întrebare, am putea ști de sponsorii care au contribuit la suma... Fabrica. Da. Numai așa în mare. Nu chiar pot să spun eu. Cel puțin să știu. Fabrica de scaune. Aici, da? Fabrica de scaune, fabrica de brize. Nu interesează suma, dar cel puțin da. Așa. Da. Vetroglas, termopanii barați, licurici. Murarua ca? Nu, murarua încă. Dar nici n-au sede sumă cine au n-au. Păi nu, dar are localitatea patronului ceva. Are domiciliu. La Basuna am apelat, nu m-am uitat. Mai degrabă firme mici. Mai avem ceva provizuri, dar... TNT-ul, nu? TNT-ul, cred că sponsorizează propriu pentru buzunar. Nu, TNT-ul. Păi dacă e în campanie electorală... Nu, nici n-am apelat. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre expus? Cineva potriva? Următorul proiect al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în Comuna Mărgine, județul Bacău. Colegii de la impozite și taxe și domnul primar s-au gândit că nu e oportun să majorăm impozitele și taxele. La noi oricum, Comuna Mărgine, avem un nivel destul de mare al impozitelor și taxelor, pentru care... Știți bine că în ultimii 4 ani s-au majorat deloc impozitele și taxele. Păi de asta mai și fug ăștia, cel puțin la mijloacele auto, fug și... Da, știm asta. Erau totuși niște minimuri și maximi. Acum văd că s-au eliminat minimurile și au rămas numai maximi. Nu putem nici să le scădem, adică n-ar fi așa, economic pentru noi, ca și instituție. Le menținem la același nivel până când vom ajunge să medicalizăm cu celelalte. De exemplu, nivelul stabilit în 2016 era la teren construcții 22, indicile 22 cu 31, acum au rămas 31. Păi da, e minim și maxim, cum s-a hotărât atunci. Deci toate au rămas la maxim. Toate au rămas la maxim, de acum 5 ani, 6 ani, când s-a majorat ultima dată. De când a apărut Constituția. Totuși că dacă erau marjile astea, înseamnă că era interpretabil, practic, acolo. Da, puteai. Nu? Da, adică, după ce criterii se lua minimul, după ce criterii se lua maxim. Deci, din 2015 n-a fost modificat. În 2015, de la apariția noului cod fiscal, n-au mai fost... Adică s-au stabilit atunci în 2015 și ulterior n-au mai fost modificate. Dar de ce n-au rămas totuși în marginile alea de minim și maxim? Putea să fie stabilit de către Consiliul Local și... Între minim și maxim, dar trebuie o sumă fixă la impozite. Păi da, dar atunci de ce au fost minim și maxim? După ce criterii? Nu putea să fie o... Păi nu, că atunci s-a stabilit... Alea sunt date de codul fiscal. Alea sunt date de codul fiscal, minimul și maxim. Deci noi putem să jonglăm între minim și maxim. Când s-a stabilit în 2015, n-aș putea să vă spun pe momentul de aici, când am copii. Când s-a stabilit să se... Cota maximă. Și de asta noi de atunci, din 2015, și dacă vă uitați în fiecare an de atunci, nu am mai majorat impozitele și taxele. Codul fiscal ne dă posibilitate. Ăsta e minimul, ăsta e maxim. Dar n-ar trebui susținut totuși și mari contribuabili care susțin și societatea cu ceva? Cu vorbim din margine. Păi, să cu o propunere. Să venim atunci cu anexă la capitolul ăsta, la taxe și impozite, că pot fi anexele, nu? Ulterior. Da. Și vă am alte propuneri. Uite, toată lumea. O idee.
Adică să încurajăm firmele să vină pe raza continuare. Care au 100, 200, 300 de angajați. Trebuie să venim și noi în sprijinul lor cu ceva. Sigur. Ei, până la urmă, dau muncă la oameni din Mărgineni. Toate taxele sunt torpe înapoi în Mărgineni. Trebuie să fie ajutați, că vreau să rămân aici. Pentru... Chiar apreciez unele firme care au venit cu 4-5 angajați și au ajuns la 70. Depozitul de scaune, depozitul de prizme. Da, da, numai de prizme. Dar nu, dar te copare la barat și aia... 30 de oameni, 50 de oameni, n-au mai mult. Păi da, 70 de oameni. 70 de oameni? Da. Și au venit cu 4-5 oameni, când au venit la început. Și la depozitul de scaune, suficient de mult oameni. Până într-o 100-900. Dar 100 de oameni pentru o comună? Propuneri. Haideți să vedem la ședința următoare cu propuneri clare și le adăugăm într-un anex la capitolul taxe și impozite. Adică da, da, dar dacă și consiliul local, puteți acorda facilități anumită categorie de contribuabil. Dar trebuie să punem în ceva. Nu putem da, așa. Da, vorbim cu proiect de hotărâre. Proiect așa, da. Care se cuprinde elemente clare. Că ar trebui cifre de afaceri sau număr de angajați, că nu putem să dăm la oricine oricum. Nu poți cifre de afaceri, pentru că nu-i dai credit. Atunci, număr de angajați. Număr de angajați. Corect. Există 3-4 criterii care trebuie să le evidențiem. Păi asta e criteria să luăm și în calcul. Câți bani aduce la bugetul local firma care are 70 de angajați și cât aduc eu cam 2 angajați? Da, luăm Casablanca, dar care are, nu știu câți, cred că are vreo 10 angajați. Și aduce suficient de mulți bani. Nu mai spunem astea care au peste 100 de angajați, care aduc foarte mult bani. Da, hai să, să facă cineva o evaluare corectă și să facă un proiect, să spun număr de angajați, cifre de afaceri, da, nu știu cumva. Noi de asta suntem, trebuie să venim fiecare cu propunerea și aici să încheiem. Nu spun nimic, nu se dă mai mult. Ședința viitoare, o ședință contribuabilă, să vă facă o listă cu toți contribuabilii, că ei au în declarațiile lor fiscale, au declarat și numărul de angajați, pentru că în funcție de numărul de angajați plătește și taxa de salubritate. Și în funcție de asta, și care sunt datoriile lor la bugetul local, adică cât datorează anual contribuția lor la bugetul local, și în funcție de asta vă puteți orienta să vedeți cam care e gradul de facilități pe care puteți le-a. În același timp, dacă au sediu social pe raza localității. Da, și asta este important, pentru că impozitul din salarii vine la Mărgini, dacă au sediu social. Că s-ar putea să desfășoare activitatea Bacău și el are numai sediu social pe Mărgini și ăla ne aduce câștig foarte mare, dar noi nu-l vedem. Noi putem să stabilim niște criterii. Așa e cu situația Popasului Trebeș. Popasul Trebeș are sediu social pe Mărgini, dar nu desfășoară activitatea aici. Desfășoară activitatea pe Bacău. Dar tot ce înseamnă impozitul din salarii, de la angajați, vin la noi. Deci sunt mai multe aspecte care ar trebui. Dar trebuie să discutăm de fiecare cu idei, cu propuneri și le punem aici pe hârtie. Da. Acum, singurul beneficiu care îl au, de fapt, asta, de beneficiul ăsta beneficiază toți și cetățenii și firme. E reducerea până pe 5 martie, nu? Reducerea până pe 5 martie, da? Și scutirea celor care sunt la SVSU de impozite și taxe în ceea ce privește locuința, terenul afară locuinței și un autotrăț. Nu, dar era de dar cei de la SNSU, cei care nu răspund apelurilor de urgență, cum îi cheamă domnul Gheorghe? Păi, ăsta, următorul punct, îi puneți de departe domnul Gheorghe, este aici. Mulțumesc. Mai aveam o problemă care aș zice să fie cuprinsă tot la fel ca domnul Faraoan într-o anexă la taxe și impozite, în sensul de a identifica suprafețele și acele perimetri unde nu sunt proprietari în zonă, acasă, plecați în străinătate, cu dar. Rămân zona drumului, zona taluzului, trotuarul neîntreținut, necosit, șanțul necurățat. Ăla cine poate... Fără garduri. Fără garduri nu mai vorbim. Dar cel puțin ce este aferent drumului. Să se poată curăța, să se poată întreține de către autoritatea primăriei contra sume, unei sume. Să se facă o evaluare. Domnule, are un perimetru de... adică o latură de 30 de metri, lățime de 1,5 m, suprafața cu tare, va figura cu o taxă în dreptul lui la rol, care va trebui să o achite și peste 10 ani. Vreau să menționez și eu ceva. Da. Cum prea poți să-i taxezi omul când faci curat în fața porții? E domeniul public. Păi nu, e domeniul public. Nu-i domeniul. Iar avem hotărâre, prin lege. Avem hotărâre, da, fiecare an adoptăm o hotărâre pentru buna gospodărirea comunei, da, unde spune că proprietatea este a cetățeanului să-și curățe spațiul din fața porții. El este obligat. Chiar dacă este domeniul public. Da. Și dar trebuie să găsim niște metode care să demonstrăm că ea a avut grijă de spațiul ăla. Dar și metode? Faci poziție. O simplă poză, o imagine, acea comisie care merge și de niște țari înainte. Nu primeți o somație. Noi anul viitor, să avem recensământul agricol.
Dar și până atunci. Asta se rămână ca o anexă la taxe și impozite, o valoare stabilită pe metru pătrat, ți s-a cosit, s-a întreținut șanțul pe volum, pe o suprafață și e plătit. Da, pe metru pătrat. Pe metru pătrat. Da, o taxă pe și atunci nu mai avem probleme în sensul de, băi, a cui aparține acolo, la o cosită, la o cosită. Nu știu, eu chiar v-aș întreba pe toți dacă sunteți de acord cu o propunere de genul ăsta. Da, da, sigur. Da. Dar trebuie să materializeze un proiect. Păi, dar îl completăm. Inițial cineva. Completat la taxe și impozite ca o anexă. Poate face așa. Ca o anexă. Noi vine cu propuneri și după aia să pentru, în cel mai scurt timp, eu știu, săptămâna, până la sfârșitul săptămânii astea, să vedem dacă poate domnul Valen să ne facă lista cu persoanele juridice contribuabile la bugetul local. Da. Și aspectele astea semnalate de dumneavoastră, eventual să vă gândiți ca și, nu știu, da, acum s-a majorat, e tarif pe oră, să spunem. E tarif pe oră la raportat la salariul minim pe economie. 13, da. Se poate lua, eu știu, pe metru, cât iasă curățul metru. Nu, da, avem calculat la numărul de persoane care participă la lucrare. Nu, avem normă. Avem norme de la societate care fac asemenea de lucrări. Da, da. Deci sunt norme oficiale. Acum nu știu, e 7,000 și ceva, e 7,000, aproape 8 lei pe oră. Nu, 13 lei la salariu minim, e 13 lei și ceva. 13 lei la salariu minim pe economie la 2020. Ora de manoperă, mă refer. Trebuie să avem grijă să nu cădem nici în extrema cealaltă, că eu vă spun. La 13 lei cu oră mai facurat în fața porții. Vine să faceți dumneavoastră și nu vă vine să plătesc 25-30 lei și faceți furat în fața porții. Deci trebuie să avem grijă să nu cădem nici în partea ala. Nici așa, nu? Dacă o facem prea ieftină, nu mai forțăm oameni și facă curățenie. Deci dumneavoastră o hotărâți, eu... Dom'le, sunt societăți care fac asemenea activități și au acte oficiale, norme, tarife care le aplică. Nu. Eu ce vreau să spun, dacă o facem prea ieftin... Primării angajați care ar putea face lucrurile astea? Nu-i pare lucru, deja... Asta e întrebarea, că după aia întrebi și în altă poveste. Sunt trei oameni. Dar nu putem acum să contractăm firme externe ca să facă treaba. Lucrările astea, întrebare, că e foarte esențială chestia asta. Adică e ușor să spunem. Facem un pas. Dar nu putem, eu cred că putem... Dar gândim în perspectivă, nu putem așa să le punem cu ce mântă să amenea. Domnul Baron, dacă e 13 nu mai fac eu am venit cu propunerea, cel care nu locuiește plecat, vârstă cu tare, acum tu locuiești acolo și nu vrei, înseamnă că e altă intenție și nu s-a acceptat. Acolo dăm amenea. Asta e bine să dezbatem cu toate părțile ca să fim foarte bine. Cei care nu locuiesc efectiv. Ne facem o derogare pentru cei care nu locuiesc și nu pot să întrețină foarte bine spațiile în fața căsii. Găsim o soluție. O altă taxă și o taxă, în sensul tonajului, domnule, pe drumurile comunale. Sigur. Domnule, ce? Există taxă. Taxă pentru utilizarea drumurilor... Dar nu e pe tonă, că nu e clar. E în funcție de ordonanța asta 43. Păi ea se duce pe osie. Dar nici nu avem cum altfel să punem taxe. Vreau să menționez ce. Din punctul meu de vedere, nu poți să taxezi pe nimeni, atâta timp cât nu ai cameră, cum îi identifici. Nu poți să n-ai primărierea atâta oameni. El are tonajul pe osie distribuit. Da, pui om la fiecare drum, așa când ai cameră de la vedere, îi supraveghezi de aici foarte bine. Dar să avem cuprins o taxă? Dar aia e greu de aplicat. Păi da, aia nu poți să o aplici când l-ai prins numai. Deci trebuie întotdeauna, o aplici mereu, adică pui un punct de control la drum, genul camere de la vedere, ca să poți să identifici mașinile, ori nu pui din loc. Nu, dar gândește-te, comuna e foarte mare. Gândește câte puncte de acces și câte sunt. Și ce se cu camere de la vedere, singur unul supraveghează tot. Da. O taxe mai tope. Și la un moment dat, noi la baratul ăla vedere, și gândește câte căi de acces sunt. Deci pui drumul comunal. Mașină mare nu sunt. Păi pui camere de acces, sunt puncte cheie, pui de trec pe ceva. Asta însemna 50 de camere. La vedere. Uite, așa, atunci punem 50 de oameni să păzească drumul. Nu, 50 de... Nu-i mai simplu 50 de camere de la vedere? Avem poliție locală. Doi polițiști și comunitar nu poate să supravegheze comuna care e foarte mare. Undeva să fie început să plătească, să simtă ceva. Așa, da. Dacă aia nu facem, aia nu facem, nu înseamnă mai... Dar eu zic să o facem, dar să o facem cum trebuie, nu spus să nu o facem. Da, păi argumentată cu specialiști ceva.
Nu știu, dacă mai are cineva ceva de completat la acest proiect hotărâre? Sunteți de acord? Toată lumea? Nimeni împotrivă. Următorul proiect al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip 4-6, prin reorganizarea Serviciului de categoria 1 a Comunei Mărturii de Bacău. Este domnul Gheorgheș, care să vă prezinte dumnealui... Da, e de tip B1. Dar la început să spuneți, este voluntar. Așa a apărut în 1 iunie, în urmă la Ministrul Administrației și Interne, numărul 75, pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. Că spunea ce înseamnă. Deci acum i-au clasificat în servicii V1, V2, V3, V1 nu au autospeciale. Deci sunt niște criterii. În funcție de numărul de gospodării, noi avem la sfârșitul anului 2018, conform anualului statistic al județului Bacău, 3.838 de locuințe. Și o clădiri colective, una. Deci, practic, dotările fac diferența dintre clasificările astea. Clădirile și distanța măsurată pe căi de comunicații rutiere între punctele care marchează kilometrul zero al localității, mărgine, și cel al localității unde funcționează servicii profesioniste pentru situații de urgență, care au în dotare minim 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă. La noi distanța e de 5 km. Cei care depășesc 20 de km au obligația să cumpere autospecial și personal încadrat. Dacă depășești un număr de 3.000 de locuințe, trebuie să-și cumpere 2 autospeciale. Noi, dacă n-am fi avut numărul de kilometri, deci treceam de 20, trebuia să ne luăm, cred că, 3. Asta de cine i-a semnat? De Ministrul Administrației Interne. Vreau să vă asta, de ce ai cumpărat mașini de pompier? 3.838 la Sfârșitul anului 2018. Sunt sate care sunt mai mult de jumătate goale, care la cheie el. Dar nu au bani să țin în serviciul ăsta. Dar îi trebuie 6 șoferi. Da, 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 da. Spre exemplu, comuna Racova are 1000 și ceva de locuințe și trebuie să-și auto special pentru că are 23 sau 24 față de Bacău. Astea se renumesc de la anul, dar niciodată nu. Nu sunt bani. Nu, 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 că trebuie să aibă două auto, să fie servicii profesioniști, să aibă două auto special și 21 are. Dar lăsați-o pe domnul Gheorghe. Termenul e până la 27 decembrie. De 27 decembrie intră în vigoare prevederile. Voi suntem condiționați să luăm barcă? Da. Deci criteriile sunt distanța, numărul de locuințe și riscurile care există în unitatea administrativă teritorială. Noi avem riscuri principale, incendiu, inundații și cutremur principal. Secundar avem un incendiu de pădure, alunecări de teren și emanații gaze din sol în cartierul Gherești. Deci, funcție de aceste criterii, se încadrează serviciul și ca dotare, și ca personal, și ca normă de mijloace de intervenții sau tehnici. La încadrarea cu personal, serviciul, conform organigramei care urmează, așa, sunt 22 de persoane, dintre care un singur angajat, șef serviciu, care trebuie să fie angajat contract individual de muncă pe funcția menționată, și 21 de voluntari. Aceștia sunt parte. Compartiment pentru prevenire 8, cu tot ordinul mai sus menționat, spune că trebuie să fie un specialist la 500 de gospodării. Până acum era la 200, acum e la 500 în mediul rural și la 1000 în mediul urban. Concret, ce fac acești 8? Sau în acertare? Primăvara. De prevenire. Nu, la prevenire. Primăvara și toamna sunt niște carnete de control roșii. Mai înainte când mergeau, omul zicea, doamne, nu scriu, nu. Acum s-au făcut niște fișe de autocontrol cu vreo 22 de întrebări, deci curățați coșul, nu știu, supravegheați focul, copii, dacă când te culci oprești focul. Sau... Și omul zice da sau nu și semnează. Și persoanele astea aduc primăvara și toamna, de la prevenire vorbesc, deci că acum o să fie 8, aduc documentele astea. Că au fost și au făcut persoanele respective sunt voluntari ca să știu. Vreau să ajung la toți ăștia 21. Răspund toți la apel sau sunt care nu răspund la apel? Da, la apel vă reveniți când se întâmplă ceva. Când se întâmplă ceva sau să-și facă? Se întâmplă ceva, da. Ăștia 8, deci din 21, 8 sunt la prevenire, ăștia nu duc. Deci rămân 13. Vreau să mai zic că toți 21 lucrează. Da. Deci tot, tu îi schimbi 1, că îi schimbi 2, că îi schimbi 24, depinde. Din ăștia 6-13 câți rămân, indiferent ce se întâmplă, tot găsesc 2 sau 3 ca să iau cu mine să mergem acolo. Pentru că noi, neavând autospecial, nu mă duc să-i stâng casa.
Ducem la intrantul exterior autospecial la care vine pentru așa, ajutăm la... Din aceștia sunt care n-au fost niciodată? Nu. Din așa 13, au fost toți capturi în eveniment? Da, 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 pentru că oricum ar fi, eu îl găsesc. Am înțeles. Pe etul ăsta, da. Și în afară de asta, e vorba de o scutere de impozit. Vreau să vă zic, impozitul pe care... Beneficiile lor care sunt ai voluntarilor. Acolo vreau să fie. Impozitul care îl plătesc eu anual e de 29 de lei. Deci... N-ai mașină, că dacă aveai... Da, mașină, da, aproape jumătate din creștea 21 au mașină. Deci au numai acasă. Plănesc o să fie până 30 de lei. Practic. Da, deci... La o mașină de... 3.000 de centimetri cub, da? Da. În 26 de milioane taxa pe an. Dacă e voluntar, cât plătești? 0 lei. Dacă e voluntar, la 3.000. La mașină, nu la greu. Asta îmi trebuie, vreau ca să înțelegi foarte practic ce se întâmplă. Dacă voluntarul își face treaba, nu e din urmă. Să-și facă treaba. Eu asta nu trebuie, dacă își face treaba, dacă îți spune la pierdul. Ne facem, spre exemplu, la locuinții v-am zis, nu intervenim că n-avem cum. Dar am avut incendii de vegetație. La alea am avut anul ăsta două sau trei pe care le-am stins fără să mai vină aia. Am mers doi, le-am stins și am terminat. Bine, facem raport că trei și anunțăm. Sau am, în vară am avut, am scos un cap din pârâu, tot fără să vină aia, bani la Bologești. Alu, Marasinț, nu știu cum. Deci la ce putem face noi, ce putem, facem. Ce? Asta e. Nu pot interveni la case. La case v-am zis să venim în sprijinul profesioniștilor. În sensul că îi ducem la hidrant, să mai ajutăm când îi descos ceva din casă. Servicii de suport, cum ar fi. Din cauzele. E bine, dar da. De multe ori ajung din alor înaintea pompierilor. Da, depinde. Dar v-am zis, omul nu creează și în afară de asta eu trebuie să se întâmplă seara, noaptea, nu știu, la 11, noaptea, la 1. O să scoală din pas, în brațe, să plecă. Sau duminica, sâmbăta, na, unul a băut, unul a plecat, unul... Sunt grămadă. La comunele acum care o să aibă autospeciale, normal, care angajați, o să fie cel puțin nu știu ce. Adică unul 24 din 24 acolo, că fac în ture. Nu o să aibă niciun. Da, nu știu dacă o să aibă bani, autospeciale, asta e altă problemă. Deci la noi, șef serviciu, bani la prevenire sunt 8 și mai sunt două formații. Una echipă PSI și una echipă specializată avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare și evacuare. Unii sunt restul de personal, da? La echipament de protecție, o să vă zic totalul, tot... Ziceți așa, mare. Da, da, în ordinul ministrului e dat o normă orientativă și ca echipament și ca dotare materială. Deci o să fie costul de protecție tip pompier, pe spatele lui va fi inscripționat denumirea SVSU în mărgine. Cizme, case de protecție cu vizor, brâu, pompier, bocanci, mănuși, pelerini, ploaie cu glugă, cizme, apă, veste nefectorizante și uniforma pentru șef serviciu. Da? La dotarea spațiilor, mese de lucru și scaune, când e vorba de pregătire, o să facem în sala de ședințe, unde ținem spațiul magazin pentru depozitare și întreținere echipamente. În garaj avem bloacuri metalice, acolo îi ținem, ne încuiem. Calculator, imprimant, aparat, foto. Avem. Momentan ce am eu un birou. Folosim pe ăla, nu mai luăm altele. Așa, la dotarea materială. O parte din dotarea, bine, o dotare orientativă apare în ordinul ministrului și o dotare au făcut-o cei de la Inspectoratul pentru situații de urgență. Le-am combinat pe astea și ce avem noi. Furtunuri, nici să avem aparat de aer de respirat cu aer comprimat și puternic de rezervă. Ăsta care nu l-am avut până acum. O să luăm. Ne cere să avem un vermorele pentru un caz de incendiliziere sau pădure, cum am avut în 2007. Ca să putem, da, 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 să dăm pe așa. Pliciuri sau lopețe lasă-și pentru incendii de vegetație. Autoturism avem, folosim autoturismul primăriei. Radiotelefoane cu acumulatori, două, am una fix în birou la mine și una pe mașină. Acum mai trebuie pentru echipele celelalte. Unelte de locare salvare, în caz maternă, cofuci sau putar, că ne mai cere un grup electrogen pe care nu-l avem, trebuie să-l luăm. Un reflector cu capul. Este taxa aia specială pe care ți-ai spui pentru... Sau faceți și devizii... Din taxa aia care se colectează, sumele care se colectează din taxa specială pentru situația de urgență, se poate achiziționa. Da. Mai avem
Buldo excavator, îl avem deja, e trecut pe inventarul serviciului. Frânghii în aer, la mijloace avertizare și pentru că avem emanații gaze în cartierul Ghereiești, ne-au zis să avem detector de gaze mobil 2, ca să putem vedea dacă sunt gaze. Avem prioritatea fixă. E contractul, e unul până acum. Așa mi-au zis de la inspectorat că se vede. E senator, dar avem stații de detectare gaze. Și atunci, ca spațiu, unde păstrați inventarul ăsta? În garaj. În garaj. Ca să-mi capă... Păi nu, am dulapuri metalice, am una, două, trei, patru dulapuri metalice în care îl țin încuiat. Cu lacă și cu... Bine, motopompa o țin alături, ce mai avem noi? Prevenirea, e bună, da, dar să aibă și rezultate. Da, la prevenire v-am zis, în afară de asta, a fi și publicăm un articol în revista Parohiei de la Mărgineri, care are 1000 de exemplare sau nu știu cât. Primăvara și toamna, acum cine o citește, la fel ca și afișul, la fel ca și structura și de dat îi dăm, dar e ca la curățenia în fața curții, știți? Alții dezbate, mulțumim mult. Cineva îmi propune ceva, o idee? Și tot în ordine asta mai e regulamentul, da? Care cadrul e prezentat tot în ordinul ministrului. Dacă vreți să vă citesc cu prinsul, nu. Și atât. Nu, dar eu ca toată ce este ideea de serviciul ăsta voluntar care... Da, sunt atribuții care are fiecare și... Sunteți de acord cu cele propuse? Cineva împotrivă? Toată lumea de Următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servituri în favoarea SCR de gazului de sat, spatelului suprafață de 2,81 metri pătrați, din intravenalul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău, în vederea executării lucrării de extindere rețea de discuție publică și la public pe strada Scoicinei, Asomiei și strada Bujorului din sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău, lucrări pe tarif de racordare. Știți că ne chinuim de vreo 2 ani de zile să facem această extindere din spatele CPL-ului. În sfârșit, avem tot ce înseamnă autorizații și avize pentru a ne apuca de treabă. Problema este că Delgazul dorește amplasarea a 2 stâlpi de medie tensiune pe domeniul public, ceea ce va trebui să-l punem la dispoziție suprafață de 2,88 metri pătrați. Ca să raporteze... Pentru atunci ar 2 metri. Nu, deci asta, nu, ca să putem să facem lucrarea noastră propriu-zisă. Pe tarif de racordare, adică practic de la punctul de transformare până când începe existența propriu-zisă, mai trebuie 2 stâlpi. Acești stâlpi îi pune EONul de gazul, așa, numai că noi trebuie să le dăm acest drept de uz și servituri. Pentru metru 44 da. Pe stâlpi. Așa, solicitat ei. Ceva pe Eu mă bucur că sfârșit s-a rezolvat. S-a rezolvat problema asta și cetățenii pot avea cu el diseră. A durat foarte mult. Era bine dacă era un card de sărbători. Nu se poate. Dar e bine. Dar abia au ieșit autorizațiile. Foarte mult a durat autorizația. Da. Execuția durează foarte puțin. Deci toată lumea de acord cu prevederile, da? Da, și la fel, cea de-a doua. Cea de-a doua hotărâre, la fel, este tot pentru același proiect, numai că suprafața de 85,56 metri pătrați, respectiv. Ocuparea definitivă a suprafeței 1,44 metri pătrați pentru montarea stâlpului MT proiectat, stâlpul pentru transport propriu-zis. Ocuparea definitivă a unei suprafețe de 30,12 metri pătrați pentru montarea stâlpilor de tensiune proiectați, le-am spus stâlpii care se pun, și ocuparea temporară a unei suprafețe de 54 metri pătrați pentru montarea leii a costului de transformare, 1 kW. Pentru aceeași lucrare. Și ajunge acolo pe tot cartierul ăla din spatele CPL. A puterii instalate deocamdată, sigur, instalate câte acolo. Dar va fi numai cartierul ăla. Pentru că acum de la costul celălalt de transformare, toată zona e lată și pe partea cealaltă și... Nu spune că dacă tot facem investit, s-o facem mai cu, adică s-o facem... Așa e și din proiectare, probabil. Practic, acolo se dezvolte mai tare zona respectivă. Cu siguranță au făcut niște estimări și de lucru. Au făcut niște estimări, mă gândesc. Pentru că au luat și numărul de locuințe și numărul de locuitori de fiecare țință. Păi asta au fost și discuția inițială. Că nu existente și... Că nu se poate de la transformator care este și pune alt transformator.
pentru alimentarea cu energie electrică a celor 25 de gospodării neelectrificate și perspectiva de dezvoltare până la 70 de gospodării. Așa, corect. Deci asta vă citesc din proiect. Da, deci așa, ei au avut în vedere... Prevăzut asta. Da. Deci toată lumea de acord. Cineva împotrivă? Și ultimul punct al ordinei de zi. Acordarea unui drept de uz și servitude în favoarea societății Gazii S.A. asupra terenului suprafață de 94 metri pătrați din intravinalul satului Potiș, comuna Mărgeni, județul Bacău, în vederea executării lucrării la amplasare LEA 20 kW, Ghereș, Bucuș, deviația Potiș, în zona stâlpului 72. Este acel stâlp de la ieșirea din mașini, de la de mașini, care, datorită alunecărilor de teren din zonă, trebuie reamplasat. E între Pârâu și Domnul Național. Deci a fost toată lumea? Vreo 2 ani de când ne gândim cu ei. Alte... Da. Tot la punctul diverse, avem proiect de hotărâre pentru stabilirea rețelei școlare. Știți că în fiecare an, la sfârșitul anului, aprobăm, propune inspectoratului rețeaua școlară, urmând ca după primirea avizului să luăm hotărârea definitivă. În anul școlar 2020-2021, se renunță la grădinița numărul 2 Mărgineni, datorită faptului că nu vor fi decât 11 copii înscriși. La Filipării? Da. Hai, grădinița nouă. Așa. Și datorită faptului că s-au terminat lucrările la grădinița Barat, se înființează o grădiniță de sine stătătoare, grădinița cu program normal și prelungi numărul 2 Barați. Față de celelalte rămâne grădința, școala Mărgineni cu grădința Mărgineni, școala Luncani cu grădința Luncani, școala Barați cu grădința Barați. Trei grădinți, trei școli. Treptat. Da. Alte subiecte, probleme? La școli, să nu știți că ați deschis mea în ședința trecută, am avut o întâlnire cu părinții copiilor de la școala Mărgineni. S-a stabilit, deci Mărgineni, Luncani, scuzați. Așa, s-a stabilit că începând de la 13, când încep copiii, 12-13, ea mare, când încep copiii școala, să fie aduși cu microbuzele la școală la Mărgineni. Ce vă spuneam, de la ședința anterioară și cine să transporte elevii din Mărgineni? Da. Nu de Lucrani, cei din Mărgineni, care sunt transportați. Deci, elevii de la Lucrani, oricum erau luați și duși la școala Lucrani. Deci microbuzele vor merge. Problema e că clasele 1-4 vor începe programul de la ora 9, și clasele 5-8 de la ora 8, odată cu ceilalți copii. Deci microbuzele vor merge, vor lua copiii clasele 5-8 și vor aduce la școala Mărgineni. Pe Mărgineni oricum mergea doar autobuzul, așa, și se întorc microbuzele și aduc pentru ora 9. Dar aveți situația de simultane? De clase simultane? Adică, băi, avem a doua cu a patra undeva. Da, la Băluncan sunt. Nu, acum, când va veni la Nu, se vor amesteca clasele. Fiecare au spații separate. Spații separate, tot ce înseamnă laboratoare și cancelaria va fi transferată în altă parte și vor învăța și acolo. Să nu ajungem că omul mai degrabă să urcă în mijlocul transport pentru Bacău și pleacă la școală în Bacău și o să avem... Da, domnul Pieptănuș, dar și dacă nu le oferim copiilor condiții la școală... Dar unde sunt simultanii? Nu se putea acumula cu clasii deja aici, de la Mărgineni? N-au vrut să amestece copiii, pentru că copiii se vor întoarce de la începutul anului viitor, se vor întoarce în clasele lor cu colegii lor. Sunt terminat anul școlar. Ei cum merg a treia și a patra în aceeași școală? Dar dacă nu s-a terminat anul școlar, cum merg? Și eu cum merg în primul dar nu vor fi, v-ai spus, ei își vor păstra strict colegiilor, clasele lor, profesorilor. Cum s-a întâmplat? Da, undeva să fie mai în zonă. Eu zic, copiii de la Poiana, o să vedeți cât de mulți o să evite să vină la Mărgineni la școală. Vă spun ce știți. Dacă are microbus la scară, și până acum la avea, că tot îi lua. Am încercat să-i ducem, de exemplu, la școală la Trebeș, numai că cheltuielile de încălzire, de reamenajarea spațiilor, erau mult mai mari decât... Și aici, la Mărgineni, există spații speciale pentru noi ei. Noi la Trebeș mai avem autorizații de funcționare. Da, avem autorizații pe școală. Dacă avem înțelegerea părinților, ok. Da, am discutat cu părinții, au fost din 90 de părinți, au fost vreo 60 la ședință. Aceleași doleanțele au avut și ei, să nu fie amestecați copiii, să fie o mai mare grijă asupra lor.
Nu, oricum nu se încadrează cu proiectul. Dar nici n-aveam cum să faci lucrul ăsta, din catalogul era pe fiecare. Eu seama că poliția locală... Să știți asta, poliția locală va merge în microbuz, va aștepta la intrarea școală. Așa, mai avem... Mai sunt trei cereri, nu știu dacă știți, dar în luna septembrie 2019 a apărut ordonanța de urgență numărul 6 pe 2019, care prevede posibilitatea scutirii de la plata accesoriilor, a debitorilor cu debite restanțe, care își atinge datoriile integrale. Nu mai a debit. Nu a accesoriilor. Accesoriilor. Problema este că va trebui hotărâre de Consiliul Local. Deci dumneavoastră, dacă hotărâți, putem să-i scutim. Avem trei cazuri, care nu sunt foarte mari. Dinul Laurențiu Constantin și-a plătit datoria și are accesorii restanțe de 62 de lei. Deci trebuie hotărâre de Consiliul Local și regulament de scutit. Adică, da. Popovici Vlad Mihai, administrator la SC Levicon, Impex SRL, cu sediu în Bacău, strada Nicolae Bălcescu, nu știu cine e. Popovici. S-ar putea să fie la locuințele care are pe Valea Rudele. Deci sediul societății oricum este pe Bacău. Are dobânzi și penalități de 6.660 de lei. De când a construit casa pe firmă și așa, el nu și-a plătit impozitul. Adică nu e o penalitate datorită faptului că are o situație financiară economică. Dar le-a permit acum să fie scutit. O secundă, dacă hotărâți dumneavoastră, eu am spus și articolul din lege care spune așa, în cazul obligațiilor bugetare de stat, la 31 decembrie 2018, mai mari sau mai mici de 1 milion de lei, datorată bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unitățile administrative teritoriale sau după cap subdiviziuni, opțional, dacă Consiliul Local stabilește prin hotărâre aplicarea acestor prevederi. Eu cred că creăm niște precedente și nu corect. Noi trebuia să vă aducem la cunoștință. Și mai e doamna Rusu Simona, care... Da, n-ar trebui acum, de acord, votați pe fiecare cerere. Păi o secundă, nu! Dacă trebuie să aprobați scutirea și să faceți regulamentul de scutire, dacă sunteți de acord. Deci, la a doua, la Popovici, nu sunteți de acord? Nu. Deci nu. Ori facem la toți organismul. Ori facem la toți. Deci facem, dacă votăm scutirea, dacă aprobăm scutirile la toți... Dom'le, municipiul Bacău la fel. Este, mai bine să încasez cel puțin... Dar ei au încasat. O secundă, au încasat. Ei și-au plătit datoriile restante. Deci astea doar penalități. A fost de bună credință, ori un procent din... Da, în cazul ăsta inițiem un proiect de hotărâre. Da. Un proiect de hotărâre ca să prevadă niște procente. Dacă ai invitat... Ascultați, facem precedente. Precedente sănătos, minus și fac 6.000 de lei. Din ce? Deci, încă o dată, domnul Pieptănoș, ori aprobăm scutirea accesorilor tuturor, dacă nu se poate, nu aprobăm, adică nu pot procent, nu. Și cealaltă, doamna Rusu Simona, așa, care are 324 de lei accesori. Clădirea de pe colț. Asta de pe colț, aici care ne chinuim de atâta timp să o renovăm. Și astea sunt alte zile acumulate. Aia trebuie demolată. Accesorile astea? Eu vă dau ceva, domnul Vare, dar Să-și plătească fiecare datorie din datorie. Adică fiecare dintre noi ne plătim datoriile... Să-ți plătească fiecare datoriile. Cine este pentru a nu fi scutiți? Cine? Deci vreți să fie scutiți sau nu? Cine este? Da. Eu unul aș vrea să fie scutiți de accesorii într-un procent, dacă omul e tribună de tine. Nu vrem să plătim.
asta. La inflație de 5% în 5 ani de zile, 25%. Practic, dintr-o 100 de lei, el plătește peste 5 ani, 75 de lei. Să-și plătească fiecare datorie. Așa ar fi urmași corect. Fără nicio problemă. Adică să intrăm pe urmă la cel mult. Au de unde să plătească. Atunci ce pune la voi? Să plătească. Sunteți de acord să nu fiți scutiți? Nu. Atunci ce ar fi răspunta? Să plătească? Să plătească tot. Să plătească. Eu urmă acțin, dumneavoastră sunteți toți de acord. Eu urmă acțin la asta. Era bine privitit la fel mai mult. Cine e cel mai avantajit? Domnul care are mai multe. Domnul care are 62 lei. Am fost de 62 lei. Cine e cel mai avantajit? Care o plecată la urmă. Dacă nu am avut și un mușit la urmă, atunci nu mă stai de plată zile. Trebuie să plătească tămbine. 10 lei, 15 lei, 20 lei. Eu veri, domnule, ce? Nu contează. Cum ajută că cu fiecare spătează, păi trebuie să avem, să nu facem prea multe lucruri și să favorizăm pe cineva. Nu ne-am ținut. Mai are domnul Gheorgheș un raport privind faptul că trebuie să prezentat. Dar l-a prezentat odată cu proiectul, cu numărul de... Atunci trecem la capitolul diverse, dacă nu mai aveți, da? Cine se scrie la cuvânt? Da? Altcineva? La cineva? Atunci avem cuvântul. În legătură cu lucrările care-ți fac pe rău cu Dragnea, ajunge și până la podul acolo să decoperteze alea? Întrebarea mea, a fost odată excavatorul acolo la pod? Niciodată. Nu a fost acolo? Niciodată. Nu. În urma sesizărilor la cetățenii care din zonă, da, unde nu a fost făcut niciodată, am apelat la Apele Române. Apele Române au zis că nu mai au fonduri, lipsă de fonduri, o să faceți voi, venim la fața locului, ne-au aprobat, nu avem voie să răsăm în altă parte, exact în zona așa în plasă. Deci, măcar 50-100 de metri la munte și nu. Sau cum? Nu, dar nu unul dat hârtie, am hârtie și jos. 600 de metri. Dar e un proiect? Aviz. Proiect, aviz. Da. Aviz normal, exact limita de unde ne apucăm până unde. Deci este o lungime acolo. Da, e o lungime, dar mă refer, e aprobată de ei, nu mă pot duce în altă parte. Ei au fost, au făcut un proiect acolo, am stat de vorbă cu ei, când au făcut proiectul, și au zis că săptămâna viitoare ne apucăm. Și au trecut 2 ani. La Apele Românii? Da, de la Apele Românii. Dar până la urmă cine răspunde? Nu Apele Românii răspunde. Specialiștii erau în casă. Apele Românii, de când sunt, eu am apelat, din 2015, în fiecare an, de 3-4 ori am făcut și adresă la dânsă, lipsă de fond. Curăță vegetație. Și facem un lucru. Acum e nou, e spun așa. Și la Val și la Munchi, răspunde cu adică noi. Nu, dar și ea și mult mâl ajuns acolo și trebuie ulea că... De colmata, practic. De colmata, colmata. Aprobare trece mulți lași mai mare, nu pot fost doar. Nu știu cât e de mare. Da, bugetul. E la anul, bugetul la anul, prinde, dar au... Ce se face? Da. Are multe persoane. Da. Pământul de la lucrarea asta cu trotuarele, unde se cade? Nu am nicio treabă. Constructorul răspunde. Știți problema ce s-a întâmplat la anii din urmă? Vecinii dumneavoastră au cerut pământ acolo? Nu, dar eu... Nu, nu. Cine, dar cere, cine cere răspunde. Păi nu, vecinii dumneavoastră au cerut pământ acolo, au cărat un plutură și mai au avut pretenții de pământ. Discutați cu firma care a câștigat licitația. Dacă dumneavoastră spuneți așa, eu vă spun exact cum s-a întâmplat lucrurile. Da. În momentul când s-a hotărât să care pământul acolo, că eu am fost primul care m-am oprit. A venit domnul prim, fost primar, a venit prin patron de la BV, a venit Doboș, sau cum ai mai spune, da, erau trei oameni acolo, eu și cu un vecin. Cu o zi înainte au promis cam ce au de adus acolo. Și m-am dus eu cu mașina și am văzut, că era că două blocuri. Așa. Ce am făcut eu? Am făcut o minută în care i-am obligat, după ce termină tot pământul, tot decorat, să-mi aducă jumătate de metru de pământ. Jumătate de metru la suprafață. Și nu semnăm, dar sunt mari. Pământ fertil. Pământ vegetal. După ce termină cu toată prostia care au căcărat acolo, că este foarte otrăvit. Este foarte otrăvit, da? Mi s-a uscat. Am pus pom s-a uscat. Am pus pom s-a uscat. Deci nu poți să, cu o ștangă de aia, nu poți să faci gaură. Deci cel puțin jumătate de metru de pământ.
Până acum am plătit peste 7.000 de lei. Vorbiți cu dânșii, faci un contract cu dumneavoastră, da. Cu care da. Deci, dar ei, prin caietul să accese societatea respectivă, trebuie să transporte undeva. Da. Nu, dar cred că pământul ăla care e impus vine nivelat în alte părți. Nu este așa din mult pământ. Mai ales că trotuarul trebuie să fie la nivelul bordurii sau mai sus decât șosea. Exact. Cu siguranță. Eu am fost, de câteva ori m-am oprit când am început lucrarea acolo și am stat de vorbă cu un domn, nu știu ce. Eu mi-am spus, domnule, ești cetățean, dar nu știu. Zic, domnule, zic, se respectă, zic, trotuarul să fie la nivelul asfaltului șoselei sau cel puțin cu 10-15 cm. Și parcă da, parcă nu. Astăzi erau cum aveau aparat, telemetru, și măsurau și deja a început să... Eu m-am dus ca cetățean, pentru că va ajunge și pe aici, și pe la mine. Nu ajunge la dumneavoastră. Anul ăsta. Nu, nu, următor de 5 ani. Păi da, toată lumea cu ea. Nu are cum să ajungă. Dar tot în particular puteți rezolva. Nu, da, în particular până acum am vreo 7.000 de lei. Vreo 7.000 de lei pe o mașinuță de aia mică. Nu, cu ei, deci da, contract. Așa. Deci am înțeles că face contract cu cineva, îi trebuie, dacă vă trebuie. Păi nu discutați cu ei, face contract. La care crezi că ăsta nu e un pământ mai toxic decât altul. Mai discutat și altul vecin de acolo, vecin. Și au spus, dar nu mă puneți la plată. Nu, domnule, aduceți pământul acolo, mai faceți mâneacul. Ăsta e prin de sare, de toate noxele de la mașini. Mai degrabă lasă la acolo și spune, e mai toxic ăsta care l-aveți. Eu știu ce e acolo, dar am fost, dar m-am oprit de câteva ori. Adică nu-și vreau lucrarea. Acum mai dai cu ăla vechi care e tot poluat, îl aduci cu ăsta. Păi să fii mai poluat. Nu, dar am spus în principiu, domnul primar. În principiu. Mai sunt și alte lucrări. De care puteți să-i îndemnați. Dumneavoastră ați observat, unde am săpat eu, ce o să curățați sau o săpat șanțul, luat eu, am adus la dumneavoastră. A venit, da, mai, totuși, mai sunt și alte lucrări. Eu zic, cum a fost, s-au umplut acolo cu... Păi sunt bucăți de beton cât frigiderul, că nici nu putea să discarce, că e sub boblonul mașină, se chinuia. Cineva, domnule? Deci, dacă țineți cu ori, am mai dedicat la ședințele anterioare problema racordării la apa potabilă. În continuare, uite, la baracodul, un caz concret, drum de mic. Da, nu-l branșează la urmă. Nu branșează. Deci, cum se pune problema de cetățenii n-au acces să branșeze la apa potabilă, domnule? În secolul ăsta, domnule. Și atunci, cui să adreseze? Dacă vedeți că de apă, da? Nu are presiune. Dumnezeu, nu avem acum, nu am un preconizez că într-un an de zile facem investiții, vă acordăm, facem drept. Dar de anul trecut, de când a ridicat problema, e un an de zile. Vă chipniți acum, au probleme cu sănătatea, am înțeles, oameni. Știți foarte bine, este o familie la Pădureni care are vreo 11 sau 12 da. Copii. Da, de la Baciu de acolo. Da. Eu a aprobat până la urmă, dar am pus-o să semneze că dacă nu are presiuni, cine? Dar probabil noi am dat tot ce înseamnă canalizare și tot rețea de apă. N-ar trebui ca ei, dacă ei sunt operată rețea, să crească standardele pe care... Dar ei trebuie să facă investiții în interior și ei mai exploatează rețeaua care... Nu așa ce normal. Prin actul de delegare a serviciului de alimentare cu apă, tot ce înseamnă investițiile scurtăm noi. Și dumneavoastră administrează și exploatează. Păi și atunci e normal, și când vine contractul de făcut, delegare... Și atunci, perspectiva care poate fi? Dar putem să vă spunem concret, anul trecut am dat, pompuri. Nu știu cât, vreo 300 de milioane pe o pompă ca să poată să crească de ei, pentru că e mărdat. E pus acolo, la aparați. Păi înseamnă că perspectiva pentru raportare la apă potabilă în comuna noastră e gri, e neagră. Păi gândiți-vă că tot dăm aprobări de autoporți, de construcții, dar se poate fără. Ei invocă faptul că conductele de alimentare cu apă sunt subdimensionate pentru că au fost efectuate la nivelul anului 2003-2004, când a început alimentarea cu apă. Și numărul de populație era mult mai mic. Nu s-a avut în vedere o creștere demografică și o dezvoltare a comunei. Nu s-a luat o toleranță și atunci, băi, toleranța nu, dar probabil nu a luat în calcul așa mare toleranța. Păi și atunci, un proiect care se existe în continuare, nu avem voie. Deci, încă o dată,
că toată lumea ne întreabă și mai ales că e temă de campanie, mie îmi place. E temă de campanie electorală. Dezvoltăm sistemul de apă și canalizare în mărgine. În momentul în care am predat... Sunt niște probleme. În momentul în care am predat către Compania Regională de Apă Bacău sistemul de alimentare cu apă și canalizare, noi nu mai avem voie să facem nici măcar un metru de extindere de apă sau canalizare. Bun. O perioadă, limitată. Cum nu mă lași după o perioadă să nu fac investiții? Deci nu, tot ce ține de investiții pe apă și canalizare le face ADIBU, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care, după cum știți, avem proiectul de extindere a canalizării. Aveam la canalizarea pe drum național, nu, pe drum trebuie și ustar, mai durează încă 10 ani. A durat 10 ani din momentul aprobării și până anul trecut, în decembrie, când s-a recepționat. Adică, nu ne dau voie, deci ne exclud orice proiect, pentru că nu avem voie. Dar cum pasul ăsta, întrebare? Cum? Cum ești în pasul ăsta, întrebare? Păi nu, dar undeva ne va trezi cu mii din locuitori care nu au acces la apă potabilă, e posibil? Eu trasat să... Dar poți să confirmi, domnul Iacob, la Pădureni, este presiuni sau este apă? Nu este, foarte. La Pădureni. Deci nu trebuie să ne frământăm să găsim o rezolvare? Dar depozitul care, ăsta cum se cheamă, bazinul care a fost făcut... Bazinele știți ce capacitate au? 250 de litri, aia e capacitate. Din metri cub, pardon. De 250 de metri cub. Dar... Atât. A fost făcut acolo. Se mai poate face unul în partea asta, sus. Păi, dacă nu investesc nimic, trebuie să investim noi. Acum, dacă tot o venim vorba de apă, mai țineți minții că imediat după Revoluție, când s-a făcut proiectele, am contribuit fiecare cu 200 de lei? S-a plătit, da. Știți? Da. Deci, ce s-a făcut cu banii să plătim? Nu, nu, nu. Era o sumă și la gaze și la astea când... Nu, era proiectul pentru apă. Nu, la apă n-a dat niciodată niciun bani, nu e adevărat domnul. Eu am chitat deja acolo de 200 de lei. Nu, asta pentru apă. Pentru apă nu s-a dat niciodată. Doar dacă ați dat, ați dat tariful de raportare. Nu, 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 nu. Pentru proiect așa. Țin minte că acum. Țineți minte greșit. Pentru gaze. Ei, poate a fost gaze, poftim. Deci pentru gaze, da. Dar pentru alimentare, poate și canalizare, niciodată nu a fost permis. Deci... Dar nu ai problemă care trebuie luată, nu știu ce mai poți. Deci știți că am avut aici, în vreo trei rânduri anul trecut, pe domnul director de la Compania Regională de Apă Bacău, împreună cu cei de la Hemeniuș, cu, știți că cei de la Hemeniuș și ei am... Nu mai sunt. Deci care vrea după sărbători? Împreună cu mine mergem la compania de apă. Sau invităm aici. Scutăm, sau invităm aici. Mai degrabă invitați aici. Mai bine să fie invitat. Poftiți în spate. În spate. Așa că voi, domnule, o invitație și să chemăm, să încercăm cu discuții. Mărirea capacității. Ori mărirea capacității, presiuni, ceva. Să ne-am găsit. Nu știu. Păi atunci, de până mă închis ședința, dacă nu mai aveți probleme. Și o continuați dumneavoastră în mod oficial. Da, mulțumim.